într-o lume în care se confruntă cu atâtea suferințe, cu atâtea nevoi, cu atâtea frământări, cu atâtea lipsuri, Dumnezeu iese la cârma tuturor lucrurilor să vie să fie numele Lui. Amin. Nimic de ce se întâmplă în ceruri, pe pământ și sub pământ, nu este în afara controlului Dumnezeu. Și Dumnezeu care orchestrează întreg universul, lumea văzută și nevăzută, acel Dumnezeu, în această dimineață, este în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, fratele meu Pascal ne provoca în această dimineață, inspirat de Duhul Sfânt, că Dumnezeu vrea să formeze în biserica din Manse, biserica Philadelphia, oameni care să fie pregătiți în a-L sluji pe Dumnezeu. Imaginați-vă să ai cea mai bună tehnologie, cei mai buni oameni, cei mai pregătiți oameni, ce companie ar fi aceea? Și uite-te la alte companii, oameni care nu-și dau interesul, care nu au tehnologie, n-au spațiu, n-au finanțe, n-au resurse. Care din acele două companii va avea succes? Dragii mei, vreau să vă spun că într-o lume frământată cu atâta neputință, în mijlocul neputinților, în mijlocul încercărilor, acolo unde oamenii se confruntă cu ce nu se poate, cu ce nu se vede, acolo unde nu sunt rezultate, Dumnezeu care este atotputernic vrea să echipeze oameni. Amin. Iar acel Dumnezeu care este în mijlocul nostru în această dimineață și care are un singur calendar, azi. Calendarul lui Dumnezeu este azi. Dumnezeul nostru nu este, va fi. Dumnezeul nostru este, eu sunt, azi sunt cu tine. Mâine va spune la fel, azi sunt cu tine. Se pune aceeași întrebare. Și eu sunt azi cu Domnul. Așa în momentul următor, dragii mei, în timpul care ne stă înainte, să reflectăm câteva momente în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem despre oamenii care s-au pus în slujba lui Dumnezeu. Astăzi, într-un mod deosebit, Dumnezeu ne-a chemat și ne cheamă la slujire. Ce înseamnă să fii chemat la slujire? Biblia, dragii mei, abundă de oameni care s-au pus în slujba lui Dumnezeu. Ei au trăit într-o comunitate, într-o anumită generație de oameni. Ce i-a făcut pe ei mai special, mai deosebit decât ceilalți? Așa să merg în Vechiul Testament și să privim la un om. Omul acesta este Moise. Despre Moise am auzit că a scos poporul Israel din Egipt. Aproximativ 2 milioane de oameni i-a scos din Egipt și a dus către țara promisă. Era unul din moștenitorii la tronul cele mai bogate împărății, Egipt. La vârsta de 40 de ani, Dumnezeu se revelează și el hotărăște să fie de pare poporului său. Însă, de teamă, el ia și fuge. Așa, dragii mei, în momentele următoare să vedem cum l-a chemat Domnul pe Moise la slujire. Exod, capitolul 3, versetul 1, spune astfel. Moise păștea turma socrului său, Ietru, preotul Madianului. Odată, a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Când ești chemat la slujire, trebuie să treci dincolo de... A stat 40 de ani de zile în pustiu, Moise. Și socrul a zis, vezi pustiul ăsta, numai aici faci turmele, numai în pustiul ăsta, nu te duci nici la stânga, nici la dreapta. Omul acesta s-a 40 de ani fără de Dumnezeu. Și ca și el avem și noi întrebările noastre, unde ești, Doamne? M-am pus în slujba ta, nu te văd. Și întreabă azi, mâine, poi mâine, și urmează 40 de ani de întrebări. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Moise păștea turma socrului său, timp de 40 de ani. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu. A trecut de perimetru. Când te pui în slujba lui Dumnezeu, trebuie să treci dincolo de perimetru care ți l-ai făcut. Îți faci un program de rugăciune, te rog 10 minute. Îți faci un program de citit Biblia, citești 2 pagini. Îți faci un program de venit la biserică.
biserică, te uiți pe programul la adunare și vezi, azi sunt la rugăciune, da, mă duc. Data viitoare, a, e fratele Petru? E fratele Ionel? Bun, pot să meargă ei, nu mă duc eu. Ca de obicei, am un obicei al meu, însă Moise a trecut dincolo. Când te pui în slujba lui Dumnezeu, trebuie să treci dincolo de perimetrul tău. Amin. Să intri în perimetrul lui Dumnezeu. Amin. Când stai în slujba lui Dumnezeu, perimetrul nu mai este al tău, e al lui. Amin. Te duci unde te mână Duhul, Amin. Nu unde vrei tu. Mergi în lucrare unde vrea Domnul, Amin. Nu unde vrei tu. Amin. Te rogi cât îți cere Domnul, nu cât vrei tu. Amin. Moise, înțelegi, când mergi dincolo de perimetrul tău, îl întâlnești pe Dumnezeu. Amin. Să te rogi în așa fel încât, în momentul când te pui pe genunchi, să ai încredințarea că Domnul ți-a ascultat rugăciunea. Mă aflam la Roma și mă trezește Duhul Domnului la aproximativ 12 noapte, 12 și ceva. Și erau niște tineri de la Roma plecați înspre nordul Italiei. Ce mă pune Duhul Domnului să mă rog pentru un grup de tineri? Și m-am rugat și a doua zi să-mi spună frații, am adormit la volan. Eram o mașină de vreo 7 tineri. Mașina trebuie să o dăm la Calea Creții. Ne-am izbit de toți parapeții pe acolo. Mașina a fost praf, nu s-a mai recuperat nimic, iar noi n-am avut nimic. Și întreb, la ce oră ați avut accident? Cred că la 12 și noaptea. Să stai în slujba lui Dumnezeu, în perimetrul pe care ți-l dă Domnul. Să vii la casa lui Dumnezeu, dragul meu, atunci unde te pune Dumnezeu. Să stai în slujba lui Dumnezeu, dragul meu, în perimetrul pe care Domnul vrea. Amin. Și într-adevăr, vei avea succes în lucrare. Avea să mergem mai departe. Omul acesta, imaginați-vă, era prins. 40 de ani zice, du-te, fă, adu-mi, execută. De această dată, Moise, când se pune în slujba lui Dumnezeu, el a trebuit să renunțe numai la perimetrul lui și la pretenții. Să stai în slujba lui Dumnezeu, chemat la slujire, nu ești chemat la șefie, chemat la slujire. Știți ce înseamnă în limba română? A sluji? Cineva mai sus decât tine îți spune, fă, du-te, adu, lucrează, nu sta, nu sta nepăsător. Moise a înțeles, când se pune în slujba lui Dumnezeu, el deși este prinț, el trebuie să renunțe la pretenții. Frate, data viitoare, vii la curățenie la adunare. Eu? Dar nu ești chemat la slujire. Dar pe mine? Dar alții nu? Așteptăm treziri spirituale, dragii mei. Așteptăm ca Domnul să facă mari lucrări. Dar nu suntem în stare să renunțăm la pretenții. Dacă nu mă pune duminică seara, nu mai vin de loc o lună. Dacă cu tare slujești în adunare, eu nu mai dau bani în adunare. Dragii mei, omul care este chemat în slujire, renunță la perimetrul lui, dar renunță și la pretenții. Omul care într-adevăr este plin de Duhul, nu va mai fi plin de pretenții. Nu va mai spune, cum vreau eu să se facă, numai așa să faceți. Peste cuvântul meu nu trece nimeni. De ce? Așa pretind eu. Omul plin de Duhul Domnului, dragii mei, renunță la pretenții. Omul plin de Duhul lui Dumnezeu este în perimetrul în care Dumnezeu îl pune. Și totdeauna va fi în umbră, în așa fel încât, cu cât eu mă văd mai mic, el se vede mai mare. Se vede tot mai mult Domnul. Dacă e nevoie de ceva, într-o vreme ca și aceasta, în Biserica Pentecostală, este nevoie de oameni fără de pretenții. Care să nu fii lângă 10 amboane, ci să fii Domnul în fruntea lucrării. Amin. Și dacă e cineva care merită lauda, gloria, slava și cinstea, El este, slăvit să fie Domnul. Amin. Vrem să fim chemați la slujiri, dragii mei. Haideți să ne punem în lucrarea lui Dumnezeu, în perimetrul care ni se dă. Asculți un puțin, ți se lărgește perimetrul. Renunți la multe, ți se dă mai mult. Și mai mult decât atât, dragii mei, omul care este chemat la slujire, renunță la pofte. Ce mâncare mânca Moise ca prinț?
Ne imaginăm tinerii care sunt în Italia. Duminica la amiază, dacă merg la restaurant, te uiți dacă ai 100 de euro în buzunar. Sau unul ce-ți place. Moise a înțeles când este chemat la slujire. El este în slujba lui Dumnezeu. Pavel la un moment dat spune, nu știți, trupul vostru e templu al Duhului Sfânt. Nu un templu al poftelor. Nu fac ce-mi place mie. Și în momentul când eu sunt templu al Duhului Sfânt, atâta timp cât îl las pe Duhul Sfânt să lucreze, atât de mult se vede lucrarea lui Dumnezeu. Din ce cauză nu este lucrarea Duhului Sfânt văzută într-o vreme ca și aceasta? Cât lași geamul deschis. Și nu se vede nimic doar cât deschis geamul, atât se vede lumina. Cât îl chem de mult pe Dumnezeu în viața ta, atât de mult te luminează. Cât de mult te smerești, atât de mult se vede Dumnezeu în viața ta. Și în ultimul lucru, dragii mei, chemarea la slujire trebuie plătită cu un preț. Care este prețul? S-ar prea putea prețul să fie anonimatul tău. Să nu știe stânga ce face dreapta, sau dacă ești chemat să dăruiești. Fă-o în așa fel încât tatăl tău care vede în ascuns să te răsplătească. Să nu te anunțe frații la adunare. Scumpul nostru frate, care în această dimineață este în mijlocul nostru, a dat 5.000 de euro pentru mochetă. Domnul să-l binecuvânteze. Nu e așa voi da bani în adunare dacă mă anunțați. O, dragii mei, chemarea la slujire necesită câțiva pași. Renunță la perimetrul tău. Pune-te în perimetrul lui Dumnezeu. Renunță la pretențiile tale. Să accepți pretențiile lui Dumnezeu. Și acestea sunt cuvântul lui Dumnezeu. Renunță la poftele tale. Și firea aceasta pământească care a pus stăpânire pe tine și te făcea să plătești prețul pe care nu îl puteai tu plăti niciodată. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu e viața veșnică. A venit la Iisus și Iisus nu l-a primit. Dar în această dimineață Dumnezeu te-a chemat pe tine și mă cheamă și pe mine. Amin. Și ne dă drepturi și îndatoriri. Copiii lui Dumnezeu aduc cinste lui Dumnezeu. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Ce ai depus, dragul meu, în slujba lui Dumnezeu într-o vreme ca și aceasta? Vreau să vă spun, oamenii mari al lui Dumnezeu au înțeles că atâta vreme când trec dincolo de viața obișnuită, când merg în casa lui Dumnezeu, nu doar pentru a veni la casa lui Dumnezeu, ci la fel ca și Moise, a trecut dincolo de pustiu, mergi și s-a întâlnit cu Domnul. În această dimineață, dragul meu, ai venit la casa Domnului, te întreb, te-ai întâlnit cu Domnul? Ai încredințarea ce ascultă rugăciunea? Amin. Pentru persoana dragă din țară, pentru care te-ai rugat și în spital, ai încredințarea că Domnul a vindecat-o? O, dragul meu, în dimineața aceasta ai venit, ești legat de păcate atâta vreme, te prămânți, nici seara n-ai somn și spui, Doamne, ce să fac? Ai încredințarea că Domnul te eliberează? Acel Dumnezeu tot puternic, care zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Acel Dumnezeu zice astăzi că te eliberezi. Crezi în lucrul acesta? Amin. Vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu nostru lucrează. Amin. Știți cum lucrează Dumnezeu? Azi. Azi Dumnezeu nostru lucrează. Amin. L-am experimentat pe Domnul într-un mod deosebit în anul care a trecut, în România și în lucrările în care am fost. Și vreau să te întreb, tu l-ai experimentat pe Domnul? Să vezi într-adevăr că Domnul te-a chemat la slujire? Sau ai venit ca de obicei? La adunare, ai dat bani ca de obicei, te-ai rugat ca de obicei, ai fost împreună cu frații ca de obicei. Te chem într-o vreme ca și aceasta, să treci dincolo de rutină, dincolo de rugăciunea formală și să nu uiți, când te rogi, tu vorbești cu Dumnezeu. Că vin în casa lui Dumnezeu, vin în casa în care Domnul e prezent.
Când te pui în slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu te învrednicește și te responsabilizează, îți dă și putere. Și mai mult decât atât, acel Dumnezeu care poate coordona întreg univers și nimic o să ia să se lovească de alta, nu se întâmplă. Același Dumnezeu, dragul meu, îți poartă de grijă și în Italia. Ce vezi în anul 2015 în Italia? Dacă îl vezi pe tot, pe Domnul, ai văzut tot. Dacă nu-l vezi pe Domnul, dragul meu, totul e zero, totul e faliment. Ce vei face în această dimineață? Te pui în slujba lui Dumnezeu? Sau nu? Acesta este aplicația practică a mesajului în această dimineață. Vrei să te pui în slujba Domnului? Vrei să slujești pe Domnul? Fie ca Domnul să te binecuvinteze. Iar dacă vrei, să treci la treabă. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin.